De Ziua Mondială a Asistenței Sociale, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a Episcopiei Hușilor a câștigat premiul Instituția anului 2023 la categoria Personalități care susțin asistența socială în cadrul Galei Naționale a Asistenței Sociale din România. Evenimentul a avut loc aseară la Ateneul Român și a fost organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. În finala competiției au mai fost nominalizați Fundația World Vision Vaslui Iași și Asociația Bucuria Darului din Brașov. Ne spune mai multe părintele Vladimir Beregoi, consilier economic și social misionar și președintele Filantropia Ortodoxă Huși. Bine ați revenit și felicitări pentru premiu, părinte. Doamne ajută, bine v-am găsit și mulțumim foarte mult pentru invitație. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea părintului nostru episcop, iată, aseară am fost la Ateneu Român pentru că am fost nominalizați instituția anului în asistență socială. Și, spre bucuria noastră, am primit și premiul cel mare, fiind declarați instituția anului la nivel național în România. Și noi ne bucurăm că, iată, de 5 ani de zile, Asociația Filantropie Ortodoxă Huși este alături de oamenii din Vaslui, în mod special de bătrânii singuri și de copii care au nevoie de sprijinul bisericii concret. Și mulțumim lui Dumnezeu că, în primul rând, am reușit să facem și vom face în continuare binele celor care au nevoie și Dumnezeu să ne sporească lucrarea. Există foarte multe prejudecăți atunci când vorbim despre județul Vaslui, despre partea aceasta a țării și, dacă îmi permiteți, poate e deplasat, dar am putea spune de multe ori și chiar am auzit din Huși, poate fi ceva bun. Iată că este. Până la urmă este un proiect, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, care în mai bine de 5 ani a dezvoltat peste 30 de servicii sociale. Cui vă adresați? În mod special ne adresăm bătrânilor singuri, persoanelor vulnerabile, copii care au nevoie concret de sprijinul cuiva. Și de data aceasta, ca în fiecare zi și ori de câte ori va fi nevoie, biserica va răspunde prompt la nevoile oamenilor în nevoi. Și părintele nostru episcop de la început, când a fost instalat ca și întâi stătător a eparhiei Hușilor, a spus, și iată că vorbele se concretizează în fapte, că de 7 ani de zile Biserica Episcopia Hușilor, în principiu prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, a dezvoltat de la zero aproape 30 de servicii sociale, toate acreditate conform legii în vigoare, conform standardelor. Centre de zi pentru copii, servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice, servicii de ambulanță, serviciu medical la domiciliu, serviciu sociomedical la domiciliu, cantină socială, masă mobilă pe roți, centru cultural educativ pentru copii, serviciu public comunitar pentru persoanele vârstnice. Toate serviciile acestea vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor din mediul rural și nu numai din mediul rural, ci din cel urban, pentru că oameni care au nevoie sunt și la oraș și la sat, dar în mod special nevoile mai mari sunt în zonele marginașe ale județului Vaslui, acolo unde este și mai multă sărăcie, să spunem așa direct. Ca să înțelegem și mai bine nevoia acestor acțiuni, activități pe care le faceți, spuneți-ne și numărul așezămintelor pe care le aveți. În prezent sunt 11 așezăminte sociale care au mai multe servicii. Un așezământ, cum aș da de exemplu, Boțești, cel de la Boțești, așezământ social Sfânt Stelian, are masa pe roți, centru de zi pentru copii, cămin pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice. Deci sunt 4 servicii, toate licențiate, în care sunt ocrutiți bătrânii și copiii de pe raza comunei Boțești și nu numai în căminul pentru persoane vârstnice, sunt aduși bătrâni singuri din toată zona, care sunt ocrutiți de către biserică. Ce nevoi acoperiți? Când spunem de bătrânii singuri, îi cercetați, îi căutați, îi ajutați cu cumpărături? Concret, serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, pe lângă consiliere,
cumpărături, asistență medicală, că avem un asistent medical, avem un kinetoterapeut care face recuperare cu bătrânii, care știm că atunci când bătrânețea se așterne asupra trupului, deja a trecut prin viață, intervin tot felul de probleme. Și atunci noi ne-am gândit și am identificat problemele care se confruntă bătrânii noștri și am angajat în cadrul asociației asistent medical, kinetoterapeut, avem asistent social, avem un îngrijitor la domiciliu care face curățenie, prepară mâncare în unele zone, duce mâncare de la cantina care este amenajată, unde se prepară mâncarea, și peste 400 de bătrâni primesc masă caldă zilnic acasă. Peste 400 de bătrâni. La o parte din bătrâni mâncarele se prepară acasă de către îngrijitorii la domiciliu. Atunci când un bătrân are nevoie de o vizită la medicul de familie sau la un medic specialist, fie la spitalul județean, fie la spitalul municipal, avem mașină la dispoziție care îl preia, îl duce la spital. Dacă e nevoie de ambulanță, îl ducem cu ambulanță, dacă nu cu o mașină din cadrul pe care o avem în dotarea asociației, și este ceva concret pentru ei. Dar cel mai mare ajutor pe care îl oferim bătrânilor noștri este prezența unei persoane în viața lor zilnică, pentru că sunt unii care nu-i vede nimeni din familie, poate cu luna, cu lunile, cu ani, și din cadrul asociației un angajat, un om care are această responsabilitate de a fi îngrijitor la domiciliu pentru persoana vârstnică, fie asistent social, fie un kinetoterapeut sau un asistent medical, este cel care îl caută zilnic pe acel om singur. Și mai spuneam și altă dată și repet, nu ca să plictisesc, ci ca să spun o realitate, cea mai grea boală pentru un bătrân este singurătatea, care nu se vindecă. Este remarcabilă și grija pe care o aveți pentru copii, atât în centrele de zi, dar și prin bursele pe care le acordați și la nivelul episcopiei și prin proiectele Asociației Filantropia Ortodoxă. Da, Episcopia Hușilor, și Episcopia Hușilor, dar și Asociația Filantropie Ortodoxă Huși oferă bursă pentru copii care au rezultate foarte bune la învățătură. De altfel, preasfințitul părintele nostru Ignate spune mereu, prin educație scăpăm de sărăcie. Și punem un accent foarte mare pe educație. De altfel, Asociația Filantropie Ortodoxă Huși are tot felul de bursă care sunt oferite nu numai în județul Vaslui copiilor cu rezultate bune, la nivel național. Avem copii din Cluj-Napoca pe care ajutăm din Brașov, dar în mod special ne concentrăm pe copiii din județul Vaslui. Dar nu putem să refuzăm pe nimeni, mai ales când ne se prezintă un dosar și o cerere prin care și facem o anchetă și constatăm că, într-adevăr, acea persoană are nevoie de ajutorul nostru. Până în prezent am reușit să acoperim toate nevoile care ne-au fost solicitate. Să nu uităm de proiectele în care îi îmbrăcați din cap până în picioare pe copii, la propriu. Da, este un proiect de suflet al Episcopiei Hușilor, care are deja o vechime de 6 ani de zile, 6 ediții, prin care noi am pornit această poveste frumoasă, îi spun eu întotdeauna, Caravana Dar de Crăciun, din dorința, mai bine zis, de a cunoaște problema acasă, acolo de unde pornește copilul sau bătrânul. Și acum 6 ani a venit acest gând să mergem prin județul Vaslui și să ducem darurile la casa copiilor. Și multe cazuri ne-au fost semnalate de către părinții parohi, iar multe cazuri le-am descoperit noi pe traseu. Pe traseu, și iată, cu ajutorul Dumnezeu, anul trecut și în prima parte a anului 2024, peste 5.000 de copii și anul acesta, din cap până în picioare, au primit din partea bisericii concret ajutor. Copii din județul Vaslui, cât și din eparhiile noastre din Basarabia, ale Patriarhiei Române, pentru că suntem în graniță cu Basarabia noastră dragă. Am extins proiectul nostru Dar de Crăciun și în Basarabia. Am fost în Episcopia Basarabiei de Sud, acolo unde preasfințitul părintele Veniamin ne-a primit cu mare drag și ne-a dus acolo unde a fost nevoie, ca să împărțim darul pentru copii, unde este o mare, mare nevoie. Basarabia dragă, pentru că este Basarabia natală.
Părinte, se văd rezultatele proiectelor, de exemplu, în cazul celor adresate copiilor, că până la urmă ne gândim și pe termen lung, îi îmbrăcăm, îi încălțăm, le dăm burse și îi trimitem la școală. Se văd rezultate? Da, pe termen lung eu pot să mă raportez puțin mai în urmă, la 10-15 ani în urmă, pentru că, sau 20 de ani, când am început, spun eu așa, lucrarea asta frumoasă de a fi sprijin pentru aproapele și îmi place foarte mult ceea ce fac. În județul Alba, acolo unde a fost în Arhiepiscopia Alba Iuliei, 18 ani preot și unde am dezvoltat servicii sociale și zic că mă duc în urmă pentru că încep de acolo să mă raportez. Centrele de zi pentru copii care le-am ființat acolo, după ani de zile vreau să spun că mă întâlnesc cu copii sau sunt sunat de către copii pe care am crescut în centrele de zi și poate știți unii dintre dumneavoastră, am avut curajul să înființez primul centru de zi pentru copiii romi acolo și mă încurajează în fiecare zi gândul și mă motivează totodată pentru că sunt copii de etnie romă pe care am ajutat acum 10-15 ani, care astăzi la rândul lor ajută și ajută la vaslui. Dar mă sună nu numai de sărbători, când au eu un pic de posibilități, așa, unde sunt ei, mă sună, părinte, o să vedeți că am virat și noi în asociație 50 de euro, 100 de euro, pentru că n-am uitat că și dumneavoastră, la un moment dat, ne-ați ajutat și ne-ați motivat să învățăm ceea ce la cei de etnie romă nu prea se practică învățătura. Noi i-am motivat și cu ajutorul Dumnezeu am reușit să nu scoatem marți avans din ei. Unii din ei au terminat 8 clase, examen de capacitate, unii au făcut o școală profesională, au făcut o meserie și astăzi își câștigă până cea de toate zile, nu cerșind, ci muncind cinstit. Asociem Asociația Filantropia Ortodoxă Huși cu imaginea dumneavoastră, Părinte Vladimir, însă aveți o întreagă echipă în spate care îi se datorează acest premiu pe care l-ați obținut. Spuneți-ne câteva cuvinte despre oamenii care vă ajută. Da, de unul singur nu voi reuși și nu vom reuși niciunul din noi. Premiul acesta, așa cum declaram și aseară la gală, la Ateneu Român, l-am dedicat persoanelor vârstnice, copiilor dragi de acolo, din județul Vaslui, pe care îi ajutăm cu mare, mare bucurie. De unul singur nu vom reuși și n-am reușit niciodată să fac nimic. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul familiei care mi-este alături, cu ajutorul părintelui nostru, episcop Ignate, care este un om minunat și crede în ceea ce spune și face ceea ce spune. Și pe parcurs, în 5 ani de zile, lângă mine s-a dezvoltat o echipă extraordinară. O echipă care este motivată de un sentiment, dragostea față de aproapele. Dragoste față de aproapele este motivul pentru care ne determină pe noi să venim cât mai dimineață la program și să plecăm cât mai târziu, de multe ori, fără să ne uităm că este ora 7, 8, 10 sau 12 noaptea, pentru că atunci când iubești ceea ce faci, nu ai program și nu te obosești niciodată binele. De exemplu, eu mulțumesc Asociației Filantropie Ortodoxă Huși. Când spun Asociației Filantropie Ortodoxă Huși, mă refer la acea echipă minunată care este lângă mine, acolo, în cadrul asociației, începând de la asistenți sociali, partea administrativă, asistenții sociali, educatorii care se ocupă de copii, îngrijitori la domiciliu, asistenții medicali, kinoterapeuți, medicii, colaboratori, ambulanțierii, și toată echipa care este o echipă extraordinară prin felul lor de a fi. Rar, foarte rar, poate în 5 ani de zile, o dată sau de două ori, am auzit pe cineva că trebuie să plece acasă, că este obosit sau trebuie să meargă acasă. În rest, toată lumea face cu mult drag ceea ce face. Am să vă menționez un lucru care este mai recent, în 8 ianuarie, în anul curent, am pornit în Basarabia pentru a face bucurie copiilor
de Crăciun, era a doua zi de Crăciun pe stilul vechi. Și era o ninsoare abundentă. A fost cea mai mare zăpadă în nopți în zona Hușului și nu numai, și dincolo de Prut, în Basarabia. Erau alături de mine vreo 12 persoane care am hotărât să plecăm în Basarabia. Au venit dimineață la asociație, afară, cu Chicuvai au ajuns la sediu, afară era o vreme sub orice critică și nimeni, absolut niciunul n-a zis că dăm înapoi, că nu mai mergem în Basarabia. Toată lumea căuta soluții, cum să ne organizăm, ce mașini să facem rost ca să ajungem acolo unde ne-am propus. A fost o experiență extraordinară. Când ai pornit să faci binele și nu te-a oprit nici vremea, nici un gând a cuiva care să vină să zică, părinte, poate nu mergem. Deci, atunci când vrei să faci binele, nu te gândești la nimic. Te gândești decât să storci din ochii celor care dăruiești doar lacrimi de bucurie. Pentru că suntem într-o perioadă în care suntem îndemnați să unim rugăciunea cu milostenia și cu fapta bună. Ce pregătește Filantropia Ortodoxă Huș perioada imediat următoare? Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, așa cum știm, pe lângă așezămintele sociale pe care le avem înființate și serviciile pe care le coordonăm, avem tot felul de programe. Pentru că noi ne gândim că acei copii pe care îi ajutăm în perioada Crăciunului au nevoie și în tot parcursul anului, pe tot parcursul anului de ajutorul nostru. De aceea, în perioada Paștelui, avem un program frumos pe care noi l-am numit de Paște Dăruim Lumină, Lumină pentru Suflete Curate. Și în acea perioadă vom merge pe la copiii singuri, bătrânii singuri, și vom încerca să le oferim celor care, la care nu am ajuns de Crăciun, să le oferim o haină de primăvară, fie pe Adidas, fie traininguri, fie haine de primăvară, fie alimente, fie ajutor financiar, pentru că noi, pe lângă cele dăruite prin proiectul Dar de Crăciun, hainele concret și încălțămintea și alimente, dulciuri, am oferit și foarte mult ajutor, spun foarte mult, pentru că știm noi că am ajutat foarte mult și oamenii și părinții cu bani. Pentru că noi am încercat să le umplem un gol pe care l-am identificat, fie prin părinții parohi, fie prin prezența noastră acolo în fața lor, dar unele probleme le știu doar ei. Și pentru ca să nu răscolim durerea în sufletul omului, am lăsat acolo unde am simțit noi că putem ajuta mai mult, câte un bănuț care a fost de foarte mult folos, pentru că mesajele pe care le primim, și avem foarte multe mesaje emoționante din partea celor pe care i-am sprijinit și îi sprijinim, și acestea ne dau curaj și totodată ne motivează să-i îndemnăm pe cei care ne sprijină, pentru că noi să recunoaștem, n-am putea face nimic dacă n-am avea în spatele nostru oameni de bine care ne ajută în toate proiectele astea, cum este Dar de Crăciun, Lumină pentru Suflete Curate. Imediat după Paște, la 1 iunie, avem un eveniment frumos, un proiect extraordinar, Bun Venit Copilărie. Anul acesta fie ediția 6, unde mii de copii, cu mii de copii, petrecem o bucurie imensă acolo, în Curtea Episcopiei Hușilor, unde copiii care n-au ieșit din satele lor, izolate, cum vă dădeam exemplu, chiar dacă amintesc de proiectul Bun Venit Copilărie, mi-amintesc în a doilea an, când am adus aproape 2000 de copii acolo în Curtea Episcopiei, un copil plângea. Și eu am văzut pe acel copil, m-am apropiat de el și l-am întrebat, cine te-a supărat? Care este problema? Ce nevoie ai? Și el mi-a spus, părinte, mi-e frică că mă rătăcesc pe aici, în această grămadă de oameni. Exact cum a spus el, vă spun și eu. Pentru că el n-a mai ieșit niciodată dintr-un sat sau din familia lui, unde era învățat cu 2, 3, 4, 5 persoane, și dintr-o dată s-au aflat în mijloc a o mulțime de copii, oameni, și dintr-o dată s-a instalat frica în el și era frică să nu se rătăcească, să piardă pe acolo. Cum spuneam, vom încerca să ajungem acum de Paști la cât mai mulți copii și mai mulți bătrâni și să fim sprijin și ajutor. Pe lângă proiectele care le-am amintit, noi avem proiecte zilnic prin care ajutăm concret
familiile, pentru că zilnic la Asociația Filantropie Ortodoxă Huș sunt diverse solicitări, de la solicitări financiare, materiale, inclusiv vin de două zile, chiar în prima zi de post, sau nu, joi a fost o mamă cu trei copii, că a fost izgonită, dat afară din casă, de către tata copiilor și ne-a pus într-o situație, ce să facem? Am mai închiriat un apartament din Huș, pentru că avem câteva apartamente închiriate în municipiul Huș, pentru mame singure care sunt fie abuzate, fie scoase din casă și noi nu putem să rămânem indiferenți la durerea copiilor. Să vă spuneam un caz când la două noapte cineva mi-a scris pe Messenger o fetiță că i-a dat afară din casă unde locuia gazda, că a venit beată și ce fac? Și la două noapte am căutat să rezolvăm situația de urgență care era. Și multe alte proiecte pe care le facem cu mult, mult, mult drag și aș vrea să mulțumesc din suflet tuturor celor care ne sprijină. Este extraordinar să cultivăm în noi și nu numai noi, în aproapele nostru, educația filantropică. Pentru că atunci când am mers la început, în 2018, la Vaslui, vorbeam tuturor de proiectele noastre care dorim să le implementăm. Erau visuri atunci, dar acum sunt realități și încercam să mergem pe la oamenii de bine de acolo, care cu posibilități financiare să ne sprijine. Prea puțin ne-au sprijinit, dar acum, pe parcurs, am câștigat încrederea lor și ne sunt alături. Mulți din Vaslui, dar foarte mulți din afara Vaslui care ne sprijină, din diaspora de acolo, unde Părintele Episcop a slujit mulți ani și binele care l-a făcut și l-a semănat în suflete celor pe care le-a păstorit, astăzi răspunde la toate solicitările și la tot binele pe care încercăm noi să facem acolo în Episcopia Hușilor. Noi avem un proiect pe care îl facem cu mare, mare drag în fiecare zi. Peste 1000 de oameni în fiecare zi primesc o masă caldă din partea bisericii. 1000 de suflete se închină în fața tronului dumnezeiesc și mulțumesc pentru pâinea de toate zilele. Asta este cel mai frumos proiect și noi ne bucurăm că Episcopia Hușilor prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, Biserica, este alături de 1000 de suflete care se trezesc dimineața și privesc spre cer și cer pâinea de toate zilele. Primesc o masă caldă și copiii care sunt înfometați se culcă sătui, bătrânii singuri primesc o masă caldă și le dau curaj pentru a aduce bătrânețea mai departe, iar noi mulțumim lui Dumnezeu că putem face un bine. Să vă ajute Dumnezeu să-L puteți face cât mai mult. Părinte Vladimir Beregoi, felicitări încă o dată pentru premiu și vă mai așteptăm în platoul jurnalului Trinitas. Mulțumim frumos!